Dino și prietenii săi. Într-o dimineață, în pădurea cretacică, s-a născut un dinozaur mic și simpatic pe nume Dino. Cu pielea lui verde strălucitoare și ochii sclipitori, Dino era diferit de ceilalți dinozauri, dar asta îl făcea și mai special. Dino a crescut cu dorința de a explora lumea din jur și de a face prieteni. Încă de mic își petrecea zilele alergând printre ferigi și descoperind locuri noi. Într-o zi, în timpul unei aventuri, a întâlnit un grup de dinozauri jucăuși, Trice, Stega și Bronto. Cei patru prieteni au început să exploreze împreună, descoperind peșteri secrete, fântâni de apă proaspătă și plante delicioase. Fiecare zi aducea cu ea noi aventuri și amintiri minunate. Odată, în timp ce se jucau prin vârtejuri de praf, au descoperit o comoară strălucitoare. Era o piatră magică care le-a oferit puteri speciale. Trice a primit puterea de a zbura, Stega de a deveni invizibilă, Bronto de a înțelege limbajul tuturor animalelor, iar Dino a primit puterea de a face plantele să înflorească oriunde trecea. Cu noile lor puteri, prietenii au devenit eroi în pădurea cretacică. Au ajutat alte creaturi, au explorat colțuri necunoscute ale lumii lor și au făcut ca fiecare zi să fie o aventură minunată. Astfel, Dino și prietenii săi au arătat că diferențele fac lumea mai frumoasă și că puterea prieteniei și a explorării ne poate transforma în adevărați eroi chiar și în lumea dinozaurilor. Iar eu am încălecat poșa și v-am spus povestea lui Dino așa. Pe curând, dragii mei!